Bună ziua, vă salută Tatiana. Astăzi voi face partea a doua a coroniței decorate și deoarece suntem un canal pentru doamnele începătoare, vom face doi clopoței foarte simpli, foarte ușori. Puteți folosi firul dorit de dumneavoastră, în culoarea dorită de dumneavoastră și, bineînțeles, croșetul adaptat. Eu voi folosi firul Stella, este un fir de bumbac adaptat croșetului cu numărul 3. Însă, deoarece croșetele nu corespund mărimii, eu voi folosi croșetul numărul 1. Vârful acestuia este mult mai mare. Și așa cum vă spuneam, vom face un clopoțel pentru care vom porni în cercul magic cu un număr de 3 ochiuri de lanț. Deci vom face cele 3 ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu. Luăm firul pe croșet și vom lucra cel de-al doilea picioruș dublu, apoi cel de-al treilea și vom continua până când vom avea un total de 12 piciorușe duble. Deci 12. Lucrate cele 12 piciorușe duble, vom închide cercul magic și vom închide rândul cu fir alunecat în corespondența celui de-al treilea ochi de lanț din primul picioruș, după care vom continua lucrând din nou 3 ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu, firul pe croșet, în corespondența aceluiași picioruș voi face cel de-al doilea picioruș dublu, așa. După care, în următorul picioruș dublu voi face din nou două piciorușe duble. Deci, acest rând constă în înmulțiri în corespondența fiecărui picioruș din rândul anterior. Iar la sfârșitul rândului, bineînțeles, ne vom întâlni cu un număr de 24 piciorușe duble. Am făcut și această înmulțire și vom continua singure. Am ajuns la capătul rândului, voi închide ca de obicei cu fir alunecat în corespondența celui de-al treilea ochi de lanț din primul picioruș, voi continua cu 3 ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu, firul pe croșet, voi trece în următorul picioruș, voi face din nou un picioruș dublu, în următorul picioruș din nou un picioruș dublu, deci vom face un total de 24 piciorușe duble în corespondența acestui rând. În acest mod, deci noi vom lucra 3 rânduri, 3 rânduri de câte 24 piciorușe duble. Iar noi ne vom reîntâlni după ce vom lucra aceste 3 rânduri. Am lucrat cele 3 rânduri de piciorușe duble, voi închide cu fir alunecat în corespondența celui de-al treilea ochi de lanț din primul picioruș și voi continua lucrând. 3 ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu. Voi trece în următorul picioruș dublu și voi face o înmulțire. Deci, în corespondența acestuia voi lucra 2 piciorușe duble, apoi un picioruș dublu în următorul. Două piciorușe duble în următorul. Deci vom face un picioruș așa cum se găsește, normal, iar în cel de-al doilea vom face o înmulțire. La sfârșitul rândului vom avea un număr de 36 piciorușe duble și veți vedea cât de frumos va fi. Acesta este unul, nu unul, este cel mai simplu model de clopoțel și de aceea am optat pentru el, să puteți să lucrați și dumneavoastră, chiar așa cum vă spuneam, în diferite mărimi, în diferite culori și puteți împodobi chiar și brăduțul cu ele. Deci vom continua singure, lucrând un picioruș dublu, urmat de o mulțire de piciorușe duble.
Am ajuns și la capătul acestui rând, voi închide rândul cu fir alunecat în corespondența celui de-al treilea ochi de lanț din primul picioruș, iar acum, de jur împrejur, noi vom face fir alunecat. Astfel vom încheia clopoțelul. Deci, făcând fir alunecat, acesta putem să-l facem și cu altă culoare, dacă doriți. Eu vreau să-l fac alb simplu, ținând cont de faptul că a mea coroniță este în culoarea roșie. Deci vom face fir alunecat și vom continua singure. Am ajuns la capătul rândului, acum voi scurta firul și vom închide acest rând. Capătul de fir îl vom ascunde, bineînțeles, și nu ne rămâne altceva de făcut decât să decorăm un pic clopoțelul nostru. Puteți decora fie cu micuțe, cu o mică fundiță, cu pânglicuță, cu ceea ce doriți dumneavoastră, cu ceea ce vi se pare mai frumos, mai atrăgător. Am încheiat și aici. Vă voi arăta imediat. Vom face doi astfel de clopoței. Uitați-vă, chiar să știți că arată clopoțel, vedeți? Acesta este cel de-al doilea, da? Eu am decis să le pun câte o floricică, așa, un pic de argintiu, ca să schimbăm un pic culoarea, să dăm un pic de viață. Mai întâi voi atașa floricelele, voi folosi lipiciul lichid, puteți folosi lipiciul la cald, ceea ce aveți dumneavoastră, și voi aplica aceste floricele pe clopoțelul meu aici, în felul acesta. Voi aplica și cea de-a doua. Voi lăsa un pic să se usuce. Îl punem mai mult sau mai puțin la aceeași înălțime, să nu fie diferență între ele. În felul acesta le lăsăm un pic să se usuce. Între timp vedem ce putem face. Vă amintiți că la sfârșitul tutorialului cu coronița v-am arătat această fondiță. Această fondiță este foarte simplu de făcut. Fiecare dintre dumneavoastră știe să o facă. Vom vedea acest... Voi face aici ca o fondiță. Am aceste mărgeluțe. În felul acesta, apoi le voi lipi fondița cu același lipici, fundița de mărgeluțe. Voi pune un pic de lipici aici și le voi uni între ele. Cu firul transparent, acel fir de pescuit, eu voi uni între ei clopoței mei. Voi prinde așa dintr-o parte un pic unul dintre clopoței și apoi pe celălalt. Trebuie să fiu atent aici că trag firele cu acest tac. Eu folosesc firul transparent, dumneavoastră puteți folosi ceea ce doriți și le vom uni între ele. Sper să nu ies din cadru. În felul acesta, după care le vom atașa coroniței noastre. Vă amintiți coronița, bineînțeles. În felul acesta nu se va vedea cu ce le-am prins. Voi da deoparte
și le voi atașa pe coroniță în felul acesta, aici, în mijloc. Le voi lăsa un pic suspendate, nu prea mult, cât să îmbrace mijlocul coroniței noastre. Bineînțeles, cine dorește poate să decoreze în alt mod coronița, nu este nicio problemă. Voi coase aici, după care deasupra voi aplica fondiță. Așa. Voi pune din nou lipiciul lichid. Voi aplica fondița mea aici. Iar deasupra voi pune această fondiță din mărgeluțe. Acum eu realizez după plăcerea mea. Dumneavoastră veți adăuga ceea ce doriți dumneavoastră și voi pune și aceasta în modul în care să fie cât mai aspectuos. Eu doresc să vă mulțumesc pentru comentariile dumneavoastră, vă mulțumesc pentru vizualizări, vă mulțumesc pentru cuvintele foarte frumoase, pentru faptul că sunteți alături de mine. Ia uitați-vă ce frumos se prezintă. Adică cel puțin mie așa mi se pare. Voi face apoi un short și veți vedea pe pagina canalului modul în care se prezintă. Pentru a o pune pe ușă sau unde doriți dumneavoastră să o puneți, vom face, nu știu, cred că în același mod cu firul transparent o vom atașa. Așa cum vă spuneam, vă mulțumesc foarte mult pentru faptul că sunteți alături de mine, pentru cuvintele frumoase. Dacă nu sunteți înscrise pe acest canal și vă place ceea ce lucrez, vă rog să vă înscrieți, să vă abonați. Ca întotdeauna, vă îmbrățișez cu drag pe fiecare dintre dumneavoastră, vă iubesc, vă doresc o zi minunată și ne despărțim cu aceleași cuvinte. Vă salută, Tatiana, la revedere!